Parcul natural Grădiștea Muncelului Cioclovina ocupă partea centrală și sud-vestică a munților Șureanu și include numeroase obiective faunistice, floristice, arheologice, antropologice, etnografice, geologice și speologice, repartizate armonios în cadrul unor ansambluri de peisaje naturale încă nealterate de om. Caracteristice pentru peisajul ariei sunt pădurile și pajiștile, precum și remanența agriculturii tradiționale. Având o suprafață de 38.184 de hectare, parcul este protejat și prin rețeaua ecologică europeană Natura 2000, în vederea conservării habitatelor naturale și a speciilor de plante și animale de interes comunitar, suprapunându-se aproape integral peste ROSPA 0045, arie de protecție specială avifaunistică, și ROSCI 0087, sit de importanță comunitară. În aceste situri au fost identificate o serie de specii de importanță comunitară, cum sunt ursul, lupul, râsul, croitorul, vidra, plante precum clopoțelul și mușchiul de pământ furculiță și habitate de o deosebită importanță, cum sunt pădurile dacice de fag, pajiștile pe soluri calcaroase și habitatele cavernicole. Printre beneficiile asociate constituirii ariei naturale protejate se află reducerea ratei de pierdere a biodiversității din zonă, protejarea naturii și utilizarea bogățiilor naturale de pe teritoriul fiecărui sit pe termen lung, în echilibru cu nevoile sociale, economice și culturale ale comunităților locale. Proiectul Revizuirea Planului de Management Integrat pentru Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina va aduce o serie de beneficii. Rezultatele studiilor vor permite identificarea obiectivelor și măsurilor de management necesare pentru integrarea intereselor de conservare a biodiversității cu trăsăturile tradiționale, culturale și spirituale specifice zonei. Investim în mediu. Credem în viitor. Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.